dragilor, astăzi este luni, ieri nu am apucat să închei vlogul. Am pus apă la fier pentru tortellini. Imediat o să mă apuc să curăț câțiva căței de usturoi să pregătesc și sosul. A fost ajutorul meu în bucătărie și a pregătit masa. Fetele au plecat cu Mini la plimbare, iar eu mă ocup de mâncare pentru că trebuie să mergem la un loc de joacă în Coresi și pe la 1 și jumătate vrem să fim acolo și imediat este 12 și jumătate, așa că suntem oarecum pe grabă. Astăzi s-au anunțat cam 15 grade pe la noi. De dimineață era norat, dar văd că a ieșit soarele. Și când este soare, îmi dă așa o stare de bine. Mă bine dispune, să zicem așa. Scot și vasele din mașina de spălat. Dar tu ce faci? Cum de-ai ajuns aici? Cum de-ai ajuns aici? Că eu te-am pus bine. Dar nu cred că o să am timp să mă ocup acum de vase, probabil când mă voi întoarce acasă. Dar cine te-a învățat? Marc! Marc! Uite, ne ceartă tanti. Ne jucăm înăuntru, da? Da. Așa, uite. Ia uite. Jumătate, iar noi tot la locul de joacă suntem. Vedem acolo fetele se joacă. Bună, cu văsuțe. Bună! Bună! Mai devreme au venit și mi-au luat comanda. Ce vreau să mănânc. Să știți că mai devreme am mâncat, nu mi-este foame și băieții sunt pe jos. Am venit sus ca să stăm acolo cu fetele, să le supraveghem și să stăm mai confortabil pe canapea. Am mai stat și jos. Nu-i văd pe băieți. De fapt, uite acolo Marc, Edi și trebuie să fie și Denis. A, uite-l și pe Denis. Gata, i-am ginit. Ce mare casa asta. Hai, du-te jos. Să mă duc jos?
Bine, deci asta e comanda mea? Da. Pizza. Uai, de mine, o bunătate. Mai devreme am băut și o cafea bună aici. Wow, mamă, mulțumesc. Ce m-ai pierdut? Marc, m-ai pierdut? Este ora 9. Abia am parcat mașina și mergem către casă. Și avem un băiețel pe nume? Edu. Cum te cheamă? Edu. Zi, cum te cheamă? Edi. Edi? Și unde merge Edi? Acasă la voi. Acasă la noi, exact. Avem doi băieței. Ce mâncăm azi de mâncare? Păi nu știu, ce mâncăm azi? Nu știu. Nu știu. Băieții au servit câte o înghețată. Ciorbă. Ciorbă n-am, din păcate, s-a terminat ciorba. Deci hai să urcăm sus. Deci mâncăm paște. Hai că nu mai vine. Mâncăm paște. Deci hai să zic ce mâncăm azi. Paște. Așa. Cu cartofi prăjiți. Paște cu cartofi prăjiți. Asta-i inventat-o tu, a? Edi, dar ție îți place ciorba, așa-i? Da, mie îmi place. Ție, Marc? Mie nu. Ție nu. Am făcut o ciorbă de perișoare atât de bună și nici măcar n-ai vrut să guști. Dar nu-mi place. Nu-ți place, a? Și aici mi-am luat de la zomzerie un cataif. Am mâncat aproape jumătate din el. E foarte dulce și n-am mai putut. Și acum mergem să facem baie, să mâncăm, să ne băgăm în pat. Că... imediat las băieții la masă. Edi mănâncă un sandwich și lapte cu biscuiți, iar Marc sandwich doar cu lapte. Iar eu o să mănânc acest cataif. Așa că noi o să încheiem acest filmuleț. V-am pupat cu mare drag și ne vedem în... hai, care? Care cum zice? În vlogul? În vlogul următor! Pa, pa! Voi nu? Nimic? Niciun papa? Marc! Nu le zici nimic la dragii noștri? De ce? Ți-e rușine? Cum le zicem noi? Noapte bună! Noapte bună! Bravo! Și tu, Marc! Papa! Papa! Noapte bună!